Biserica are dreptate când spune că atunci când spunem biserică și ne referim doar la clerici, nu știm ce vorbim. Biserica suntem toți. Ori toți, ori niciunul nu-i biserica. Nimeni nu alcătuiește biserica doar pentru că are o funcție în ea, ci doar împreună cu credincioșii. Biserica mărturisește că este un rit liturgic particular și unul, un tonus liturgic al bisericii. Cât ar fi de test la motorul sufletesc al omului, tot are nevoie de o încărcare din când în când la o sursă. Adică să nu ne mai mințim. În lipsa sursei se nasc rezile se nasc idiosincrasiile de marcă. S-a și vădit că în războiul Linguriță versus Izoleta se pare că a câștigat iz Lingurița. Izoleta ne-a costat vreo 14 milioane de euro și nu mai folosește la nimic. Decât la un circ, iar biserica combate circul cu crucea de obicei. Creștinii au mai fost duși la circ. Vorba Sfântului Irineu de Lion, creștin, sau Tertulian zice, atâția creștin la un singur leu că era creștinii la leu, așa se striga Și au atâția creștini la un singur leu și nu era leu băncii naționale, să ne înțelegem. Atunci, imaginea aceasta de, de mortăciune, de știre, mortăciune aruncată între oameni, un fel de momeală pentru gâlceavă, cine este specialist în manipulare și în propagandă știe cum se joacă astfel de, de teme, teme absolut uh, ilogice. Știu cazul Iașului în care până în ultima clipă a fost validat locul unde să se parcheze mașinile din Maramureș, cele din Suceava, cele de la ea. Știu foarte bine planul de acolo și peste noapte s-a zici cineva și a zis, nu, este interzis. Vorba moldoveanului când cauți sprișină de gâlșeavă, va fi din orice. Adică dacă vrei să gâlcevești o țară, o faci și o faci fără scrupule. Îmi pare rău să o spun. Anul acesta mi-a văzut odată în plus de ce îmi place să fiu preot. Preoția presupune să ai și scrupule. Pe, interesant. Când politicul, pe când politicul nu mi-e teamă că este opusul oricărei creștinism, deci eu tot am o discuție cu prietenii mei creștini politicieni și spun atenție atenție când Hristos este luat de pe cruce jos, nu-i nicio cârpă să-i ascundă goliciune judecata noastră va fi integrală, fără niciun fel de scrupul de genul acesta Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine